de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața din nou la cafeaua de dimineață, a doua cafea pe astăzi și ultima pe astăzi, că nu mai e sâmbătă totuși. Există o formațiune politică care și-a propus să schimbe om cu om, stradă cu stradă, județul Neamț. Ați recunoscut sloganul celor de la USR Plus. Astăzi continuăm discuțiile cu cei de la respectiva formațiune politică. Eu nu mai spun că alianță, e formațiune de acum politică, aproape cu toate formalitățile încheiate de fuziune. Deci continuăm discuțiile privitoare la județ și la proiectele pe care le au. De data aceasta, în emisiune, este domnul Florin Zaharia, candidatul USR Plus la președinția Consiliului Județean, cu care deja sunt convins că v-ați obișnuit. Bună dimineața, bine ați revenit! Bine, v-am regăsit! Domnul Zaharia revine după o mică victoria, discutăm imediat despre asta, după ce vorbim și prezentăm și pe celălalt invitat din emisiune. Este vorba despre Ion Nechita, candidatul partidului USR Plus la primăria comunei Taslău. Bună ziua și bine... Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur că vă văd în emisiune, un om tânăr și un om cu un CV destul de bine garnisit, ca să spun așa, și v-aș ruga pe dumneavoastră, sau doriți, dacă doriți, vă prezint eu, sau vă prezintă domnul Zaharia, cum doriți. Sunt Ion Nechita, sunt candidatul USR Plus la primăria comunei Taslău și este un rol pe care mi l-am asumat de mult, cel puțin de acum 4 ani, când am mai candidat, atunci din postura de candidat independent. Adică ați rămas cumva consecvent unei anumite candidate, că și de la USR, știi, lumea ce, candidez de la USR. Da, domnule, candidez de la USR, că mi-am găsit locul. Da. Oarecum eu am crezut mereu într-o alternativă și am căutat-o să fie cât se poate de curată. Chiar dacă este vorba de politică, trebuie să urmărim acest obiectiv, să fie curată, să facem o politică bună pentru cetățeni, să avem un proiect, să-l urmărim și să îndeplinim lucruri mărețe și bune pentru oameni, bune pentru cetățeni, pentru întreaga comunitate. Mie îmi place foarte mult cum v-ați prezentat dumneavoastră, cum v-ați anunțat candidatura, ați spus așa la un moment dat, că mi-am făcut temele. Toată copilăria mea mi-am petrecut-o la Taslău, până la 14 ani, când am plecat în Câmpulung Moldovenesc, m-am scris la liceu. M-am născut și am crescut în Taslău, care pentru mine reprezintă un paradis al existenței, univers al inspirației și izvor spiritual. Deci este, cum să spun, o declarație de dragoste, cum cred că n-ați făcut-o nici doamnei cu care sunteți căsătorii. Probabil. Sunt foarte atras de comuna mea. Îmi place mult, cum am zis, că mă regăsesc și îmi regăsesc liniștea și reprezintă un izvor de inspirație. Și când mă întorceam acasă încă din liceu și acum o fac la fel, când văd munții ăia normală și locurile mele natale, zic că trebuie să fac mai mult, trebuie să facem mai mult, trebuie să arate bine, să atragă și pe mulți alții alături de noi și să dezvoltăm zona aia, să o aprecieze, să o simtă la fel și să simtă la fel de încărcați energetic, spiritual. Și înainte de a intra în program și în proiecte, vreau să-l întreb pe domnul Zaharia cum se simte după ce prefectul de Neamț a ținut cont de ceea ce spunea, cred că săptămâna trecută chiar în emisiune aici, apropo de acei primari care au schimbat partidul. Da. Sub sigla căruia au candidat în 2016, au câștigat alegerile, iar acum s-au mutat candidează din partea altor partide și din punct de vedere legal ar trebui să-și piardă mandat. Unii dintre ei, chiar prefectul, a luat act de încheierea mandatului acestora, 4 dacă nu mă înșel ieri, urmează și ceilalți. Rog în continuare secretarii din primărie să-și facă treaba și să trimită documentele necesare la prefectură.
Pentru că mai avem cazuri destule și la Dobreni, și Bicalchei, Boghicea, Bodești, chiar Piatra Neamț, care așteptăm ca domnul primar Chitic să devină cetățean de rând și să candideze din postura de cetățean, nu de primar. Interesant este că niciunul dintre cei care se aflau în această situație nu a ales calea de a renunța la mandat. La începerea campaniei electorale. Da, domnule, am trecut de la un alt partid, e ok, chestia asumată, legea spune că nu mai pot rămâne, hai să plec. N-a plecat niciunul. E mai ușor să candidezi din postura de primar și să fii cel care aranjează, organizează alegerile. Oarecum este mai avantajos, dacă mai... permiți, decât mai avantajos poate electoral decât dacă... Da, se spune că primarul în funcție pleacă cu prima șansă de regulă în următoarea rundă de alegeri, dar... trebuie să fim consecvenți și să atragem atenția de fiecare dată când lucrurile nu sunt ok. Pentru că legea este una pentru toată lumea și nu trebuie aplicată doar atunci când se aplică contra candidaților politici sau sunt cei de la alte partide, să spunem. Bun. Haideți, sunteți în platou, doi oameni care candidează la o funcție onorantă, președinte Consiliul Județean, la una la fel de onorantă primarul unei comune, reprezentative pentru județul Neamț. Haideți să vorbim despre proiect și program, pentru că lumea asta așteaptă. Ce vă propuneți? Cum vă propuneți? Și cum vedeți realizabile aceste lucruri? Și vă rog să începeți cine doriți. Aș putea să încep și eu, nu e nicio problemă. Eu mi-am început programul cu un punct care poate pentru mulți, mai ales în mediul rural, sună așa un pic prea modern. Am zis rebranding Tazlău și aș începe cu un rebranding începând să facem lucruri, începând cu frumusețarea centrului civic, cu refacerea monumentului eroilor, care este dărâmat de vreo 2-3 ani, în urma unui accident, din păcate, și nu s-a mai reconstruit. Urmând cu refacerea, înfrumusețarea și schimbarea intrărilor în sat, dând o notă de, la noi, la intrarea în sat, ne zicem poarta satului. Nu este nicio poartă, de fapt, un drum care nu este îngrijit. Și continuând cu alte, de exemplu, stații de autobuz frumoase, moderne, în care omul poate să stea frumos fără să fie plouat, poate să fie, să aibă un acces eventual la niște servicii de internet sau prin Wi-Fi sau la alte chestiuni de genul ăsta. Deci începem cu așa, cu un rebranding, făcând lucruri, nu doar pe hârtie, încercând să aducem în centrul atenției Mănăstirea Tazlău, care este construită de, tutorită de Ștefan cel Mare, și să repunem, să promovăm istoria acestui sat și cultura sa. Și frumusețea. Și frumusețea peisagistică, bineînțeles. Da, deci aveți acolo tot ce vă trebuie, ca să spun așa. Da, chiar așa este. Avem tot ce ne trebuie să atragem turiști, să încercăm să ne dezvoltăm durabil și să revenim în țară. Că foarte mulți au plecat și mulți poate nu se mai întorc. Eu am reușit să mă întorc și mă bucur că încerc să fac mai mult și pentru ceilalți care au rămas și poate eu sper să se întoarcă și măcar la bătrânețe și eventual poate să-și aducă și copiii. Și eu am fost plecat vreo 9 ani în străinătate. Vin de acolo cu experiență și cu o dorință și mai mare de a face lucrurile bine și de a pune Tazlăul din nou într-un circuit frumos al comunelor importante, cum a zis, reprezentativă, a spus dumneavoastră, reprezentativă pentru Neamț. Eu merg întotdeauna cu mare plăcere la Tazlău, este un loc în care mergi și... Încarci cu energie. Exact. Acum, dacă va fi finalizată și reabilitarea ansamblului mănăstiresc, mai aveți și alte obiective în zonă,
Da, este o zonă deosebită. Aveți, cum să spun, în Tazlău și o oportunitate acum, deci practic toți candidații care vin, niciunul nu este primar pe funcție. Și atunci lucrurile se pot desfășura altfel acolo. E o oportunitate, o candidatură de genul acesta, un om care vine din afară, un exemplu clar că mai sunt și oameni care se întorc în țară și doresc să facă ceva. Pentru asta trebuie să li se ofere o șansă, dar la rândul lor după aceea se poate oferi o șansă comunității. Absolut, da, de acord. Vă rog să continuați cu programul pe care l-ați început. Da, neapărat trebuie să avem cu toții, cred, în program asigurarea unei calități a serviciilor oferite cetățenilor și îmbunătățirea acestora. O grijă particulară trebuie să purtăm față de seniorii noștri, față de persoane în vârstă, față de persoanele care au probleme medicale și, bineînțeles, pentru educație, o mare atenție neapărat, pentru că dezvoltarea nu se poate face fără educație. Eu merg pe un sistem de sprijin a școlii și intenționez să îmbunătățesc pregătirea elevelor cu cunoștințe foarte utile în viața actuală a fiecărui român. Neapărat limbi străine trebuie să ajutăm copiii să și le însușească și cunoștințele de informatică, vreau să dezvolt un sistem after school, să vedem, poate putem atrage și niște fonduri structurale pentru asistență iar a copiilor cu nevoi mai neajutorat, să zic, cu probleme financiare și neapărat să fim în actualitate. După cum ați văzut și dumneavoastră discuțiile de la bacalaureat, când tot a apărut în spațiu public problema asta, neadaptarea la valorile actuale, la cerințele de pe piața muncii. Și aș vrea să fiu un factor aici determinant în care se pot ajuta copiii să-și însușească niște cunoștințe care pot fi utile în viața lor. Și urmărind chestiunea asta și cu cei care deja sunt la licee, la facultăți, creat un grup de dialog cu ei, vedem ce am putea face, ce ar putea face ei, de ce ar putea fi interesați. Iar revenind la problemele de infrastructură, zic că ar trebui neapărat să completăm rețeaua de gaze, să completăm rețeaua de alimentare cu apă, să realizăm canalizarea. Este un proiect aprobat, din câte știu, nu chiar pentru toată comuna și aici zic că dacă se face ceva în perioada în care voi fi eu primar, să se facă pentru toată lumea. Dacă se trage gaz, să se tragă pentru toată lumea. Apă la fel pentru toată lumea. Deci trebuie să asigurăm servicii pentru toți. Străzi la fel trebuie să fie asfaltate toate. Trebuie să ne uităm foarte atent unde sunt probleme de ieșiri din matca ale unor pâraie, de unde sunt îmbăltiri, să facem drenări, să facem podețele, să refacem podețele, să le construim acolo unde nu sunt, să construim șanțuri și canale de scurgere a apelor, astfel încât să nu fie afectate gospodăriile oamenilor, casele sau alte de genul ăsta. Un proiect foarte important pentru localitate este cel al asfaltării drumului care leagă comuna noastră de comuna Cândești. Acum este drum comunal, mai spune 120C, parcă, și este pietruit, este un drum de țară, se merge, dar foarte greu. Și eventual într-un grup de acțiune intercomunitară sau poate și cu ajutorul Consiliului Județean, poate prin trecerea lui la Consiliul Județean sau oricum ca parte în acest grup de acțiune intercomunitară, să reușim să-l asfaltăm. Ceea ce ar scutea foarte mult distanța față de orașe importante cum ar fi Bacăul și Iașiul și ne apropie foarte mult și de E85, care este, e clar,
un izvor pentru zona Moldovei, o rută în lipsa autostrăzii, este o rută foarte importantă, dacă ne uităm și la Roman. Cât de mult s-a dezvoltat Romanul, în primul rând datorită acestui drum expres care tranzitează Moldova. Este o arteră, principală arteră de circulație deci trebuie din Moldova, să legăm neapărat, păcate, să ne legăm neapărat de ceva. Și de aici, mă rog, se poate dezvolta și turismul. Ne apropiem și de inclusiv de aeroportul din Bacău. Deci sunt multe chestiuni clar. De... E clar, e un drum care devine de importanță strategică. Pentru dezvoltarea voastră și nu numai. Și nu numai. Dezvoltarea nu se poate face unitar. Nu se poate dezvolta, cum a spus, nu poți să alimentezi cu apă doar un sat. Dacă vrei să dezvolți comunitatea, trebuie să ajungi. Sau strada principală, că așa se făcut strada principală și eventual până la locuința fostului primar, mă rog, gazul în cazul gazului, mă rog, ăla dinainte de 2000. Să zic că nu a nimic cu el și poate a încercat, poate nu s-a putut atunci, dar eu zic așa, dacă tot se face, de exemplu, cu apa, zic că se putea atunci face un proiect integrat apă-canalizare, că erau la comun atunci, se finanțau la comun și neapărat pentru toată lumea. Neapărat evaluat și dimensionat astfel încât să deservească toată comunitatea. Lucrările după care vin și haotic. Da, și haotic. După aceea s-a asfaltează străzi. S-a stricat asfaltul, s-a... Acum cu canalizarea se sparg șanțurile, dar, mă rog, sper să aduc un plus prin cunoștințele mele, să zic, în domeniul ingineresc, prin atenția acordată lucrurilor, prin faptul că trebuie să... Sunt foarte conștient că trebuie să ne raportăm la legalitate neapărat, și prin faptul că am entuziasmul ăsta încă de a fi tânăr, să zic, poate nu chiar foarte tânăr după cum aș fi vrut, dar suficient ca să am entuziasmul ăla de a face lucruri, de a munci pentru o comunitate, că aici e problema la Tazlău un pic, se simte că domnule, nu muncește, muncesc prea puțin. La Tazlău, nu? Muncesc prea puțin. Trebuie să cei care muncesc mai mult în folosul cercurilor restrâns decât... Poate, nu știu, dar zic că trebuie să ne implicăm cu toții. Dacă ne-am asumat asta, ne implicăm, muncim, facem lucruri. Domnul Zaharia, ce vorbește candidatul la funcția de primar al comunei Tazlău? Pare așa un fel de imagine în mic a problemelor de la nivelul întregului județ. Deci, despre ce vorbim? Nevoia de investiții. Dar nevoia de investiții în servicii către populație care să adreseze întregii populații, nu numai anumitor grupuri, până la urmă este un îndemn și la hărnicie și la bună gospodărire a resurselor care există. Da, vine și-ți trage apa și-ți face, nu știu, canalizarea, dar în fața curții mai trebuie să dai și tu cu coasa sau cu sapa să-ți faci curat. Deci toate aceste lucruri creează o imagine la nivel de județ. V-ați întâlnit și în alte comune cu asemenea probleme? Întâmplarea face ca în weekendul trecut să avem acțiuni în acea zonă a județului. Aceeași problemă am întâlnit-o și la Redu, de exemplu. Apă doar pe strada principală, celelalte străzi, încă două-trei case, o fântână. Încă se alimentează din fântâni. Șanțuri colmatate, care sunt deja făcute, n-au mai fost curățate, cred că de ani de zile, deși în comună cred că sunt de ordinul zecilor de asistat social, care ar putea foarte bine să... Dar nu pot fi deranjați acum în preajma alegerilor. Nu, că nu votează. Nu mai votează. Nu mai votează. Dacă spui la muncă. Am fost la Piatra Șoimului, de exemplu. Am văzut un cămin cultural renovat cu puțin sub 200.000 de euro, a căror scări de acces pur și simplu se dezintegrează. Cred că nu au folosit ciment acolo, doar nisip și ceva. Deci nu se mai poate intra în căminul cultural. De cât timp e făcut? Cred că mai puțin de 5 ani. Bun, dar și cimentul ăla? Deci are, are o viață, doamne. Minim 50 de care au construit barajul de la Bicaza ar trebui să nu mai... Da. Iar alături o școală, chiar încă se mai păstrează placa inaugurală din 1903, care dacă s-ar investi, cred că jumătate din banii, s-ar face un obiectiv turistic
mult mai trainic și mult mai interesant decât acel cămin cultural. Vă mai dau un exemplu. La Borlești s-a nici nu e gata lucrarea. Modernizare, cămin cultural, valoare 500.000 de euro. PNDL. Deci nu se accesează fonduri europene să facă lucrări care sunt de importanță majoră pentru cetățeni. Apă, canalizare, gaz sau ce mai... Se accesează, se iau doar fonduri nerambursabile de la guvern, care nu se știe exact cum se cheltuie, unde ajung și lucrarea, bineînțeles, lucrare făcută cu singura firmă din județ care e abonată la banul public. Se știe cine este această firmă. Iar revenind la problemele din Tazlău și la dezvoltarea comunității de acolo, noi credem că crearea unui pol în acea zonă, nu numai comuna Tazlău, și Brediu, Cândești, Borleștiu și Piatra Șomului, ar, și fiind un număr mult mai mare de oameni care locuiesc acolo, ar fi mai ușor de accesat fonduri europene, de făcut proiecte comune pentru, să spunem, punerea în valoare a zonei turistice. Adică dacă s-ar face un proiect care să... pentru toată această zonă, să valorifice toate obiectivele, da, care sunt în zonă. Și pentru că asta e și principalul motor de dezvoltare în primă instanță în zonă. Până se vor construi anumite obiective industriale sau ceva de genul ăsta, rămânem tot la turism. Încuraja persoanele particulare care au spații de cazare, care au încă se mai găsește mâncare bio în zonă, pot fi ajutați acei oameni. Și geografic, nu ne putem limita la limita unei unități administrative. Da. Vorbeam tot la dumneavoastră în emisiunea săptămâna trecută de lacul Veselaru. Am fost în timpul acțiunii la Piatra Șomului și am încercat să ajungem acolo. Nu există un indicator, nu există o potecă, nu există o cale de acces, nu există nimic care să... Noi ne-am dus și am scris două pagini în ediția scrisă a ziarului și foarte multă lume ne-a sunat, dar ce e asta? Cum e? De unde? Cum? Nu se poate să existe acolo? Deci, o asemenea minunăție. Să existe cascadă, să existe... Deci, lumea, deci primarii din zonă nu au avut interesul. De ce? Până la urmă se poate începe cu declararea... ca rezervație, ca o arie de protejată de interes local, după care să se poată include niște programe de finanțare și obține fonduri pentru punerea în valoarea sa. Că ne lăudăm toți cu frumusețele noastre, dar nu știm să le punem în valoare și să le administrăm eficient încât să producă beneficii. Și în mod constant, nu doar cine știe cum... Adică vorbim strict doar de acea zonă, da. Ar trebui ca un turist să aibă activitate pe nu numai un weekend, chiar de cursul unei săptămâni să vină acolo. Trasee între, să spunem, Nechit și Tazlău, prin pădure, sunt poteci care pot fi amenajate și pentru biciclete. Vechile poteci ale negustorilor de animale. Erau, mă rog, despre care se vorbește și în povestile lui Mihail Sadoveanu, nu? Și ale lui Calistrea Hogaș, Munții Neamțului, nu? Și la Tazlău, primele cărți pe care le-am citit. Se pot face multe lucruri dacă există bunăvoință. Bineînțeles. Trebuie să le includem într-un proiect intercomunitar, eventual, să și uităm, la nivel de județ. A existat o personalitate. E Mironescu. Aici e durere mare și vă zic. Pentru că, cum să vă spun eu, pe lângă faptul că el a scris, el a fost un exemplu pentru comunitate și a încercat să dezvolte zona respectivă făcând lucruri care astăzi se cheamă exact ceea ce vorbesc toți candidații, turismul activ. Adică a încercat să creeze o zonă în care să vină oameni care au probleme să se trateze, oameni pur și simplu să...
un fel de sanatoriu, hai să-i spunem așa. Da, da, da. Avem acolo lucruri de care te poți lega, foarte multe. Și e păcat că nu se... Da, păi, da, și a promovat foarte mult satul natal, că cineva spunea că nu a fost... cariera lui, viața lui nu a fost nici cariera universitară, că era profesor universitar, nici practica medicală, și satul natal a fost viața lui. Și aici e durerea mare că, după cum a spus și dumneavoastră, a pus în valoare, a încercat să creeze într-adevăr ceva prosperitate în Tazlău, iar aducerea și punerea în discuție, mă rog, punerea în valoare a unor izvoare termale sau saline. Pe lângă acest fapt, mă rog, în Tazlău a fost oarecum, lumea a avut spiritul ăsta antreprenorial. Era o cooperativă înainte, se chema Toporul, de unde oamenii primeau chiar dividende. Există documente, exista o bancă și deci sunt chestiuni care trebuie să ne dea de gândit că noi trebuie să readucem Tazlău acolo unde este locul. Și revenind la Ioni Mironescu, personalitatea aceasta marcantă a Tazlăului, durerea este mare pentru mine, că am zis că țin la identitatea satului și trebuie să rebranduim un pic numele și satului în principal, pentru că, uitați, tocmai acum 4 ani, eu zic că am candidat, din păcate nu am fost ales, mi-am însușit rolul ăsta de perdant atunci, mi-am văzut de treaba mea, dar s-au pierdut lucruri. Și unul dintre lucrurile care s-a pierdut este casa lui Mironescu, care s-a vândut cu vreo 17-18 mii de euro și acum se reconstruiește de un băiat, mă rog, și o renovează pentru el, cum nu are cine să impună niște restricții, niște restricții pentru o anumită zonă. Are, dar prea puțin. Pe când, zic și eu, la nivel de primăria Tazlău, nu se puteau găsi 18.000 de euro să iei casa aia, să o pui în valoare, să faci un părculeț acolo, în spate, cu niște bănci, unde să adune lumea, unde să faci un cerc de lectură, unde să fie un mă rog, pilon al promovării Tazlăului, al promovării istoriei și frumuseții acestor locuri, nu? Da, eu chiar am fost la Tazlău și am, pe urmele acestei, a fost o fundație Mironescu, da, care a acționat, a scos revistă. Cred că, din câte mi amintesc, am fost și eu membru la acea fundație, da, și atât timp cât profesorul Blaga a rămas activ, el s-a ocupat. Din păcate, s-au pierdut lucrurile acestea. Mai există un probabil personaj, au fost și niște ambiții. Mai există un personaj în Tazlău care strânge toate datele despre comună. Este un om deosebit care încearcă să mențină spiritul acesta treaz. Și care, dacă îl întreb și la 12 noaptea, cine a fost Cutărescu, ție toate personajele Tazlăului. Și care vrea și pe care am încercat să-l aduc în echipa mea. Da, nu știu asta. A optat, a preferat altă opțiune, dar nu contează. Nu contează ce fac, tocmai, face ceva bun. Tocmai, eu cu siguranță, cum le-am zis și contracandidaților mei, cu siguranță sunt deschis la dialog și vom putea face lucruri mari. Cu mine primar vom putea face lucruri bune pentru Tazlăuan și pentru Tazlău. Vă rog să continuați, cum am întrebat, cu Tazlău și cu Ioni Mironescu. Și să mergem și spre zona asta de dezvoltare a județului, că facem neapărat... Deci, colegul Ion este un exemplu dintre cele multe exemple de oameni plecați în străinătate care n-au mai putut să stea deoparte și s-au întors și au dorit să implice activ pentru a schimba viața comunității în care trăim cu toții. Pentru că lucrurile nu se pot schimba decât din interior. În interior, și doar cei care își doresc cu adevărat schimbarea o pot realiza. De aceea mesajul nostru pentru cetățeni este acela de a vota candidații noștri ai Alianței USR Plus și în primării și consilii locale și consiliul județean și președintele consiliului județean pentru a reuși această mult așteptată schimbare. Nu putem continua cu aceeași conducere, oamenii care au stat la dreapta lui Dragnea, să spunem, când au fost
schilodite legile justiției și când a fost atacat statul de drept, nu putem continua pe aceeași linie. Nu putem continua să acordăm încredere tuturor primarilor traseiști care au schimbat partidul din ultima sută de metri. Nu putem acorda încredere celor care au probleme cu legea, care s-au găsit tot felul de chichițe legale pentru a mai candida încă o dată, care mai așteaptă încă o rejudecare a cazului sau așa mai departe. Un termen, da. Așteaptă condamnare. Și până la urmă să zicem că noi într-adevăr credem că putem fi o alternativă. Noi, asta trebuie să arătăm cetățenilor, că suntem o alternativă, facem lucrurile bine, știm să facem. În niciun caz nu suntem dispuși la acte de corupție sau la îmbogățiri peste noapte a face lucruri în interesul nostru, ci doar în interesul comunității și cetățenilor. Asta trebuie să știm. Iar de traseism, dacă vorbim, în niciun caz nu este bine pentru oameni, nu face bine în țării. În niciun caz nu poți avea încredere în persoane care trec așa de la un partid la altul. Și este o practică. Până la urmă, noi trebuie să luptăm împotriva unei practici. Nu zic împotriva unei ciume roșii sau galbene sau albastre sau cum s-o numi. Noi trebuie să luptăm împotriva unei practici care nu este productivă și nu ne dă siguranța unei reprezentări corecte și în care, mă rog, cu care am împuternicit-o până la urmă, că noi am împuternicit pe politicieni să ne reprezinte. Dar nu putem să acceptăm așa. Trebuie să mergem, să știm că se poate și altfel, să putem demonstra că se poate și altfel. De exemplu, vin dintr-o țară, am stat vreo 9 ani de zile în Italia, pentru care pentru mulți înseamnă și, doamne, să știm să facem lucruri, italienii, dar zic că, cel puțin în politică, deși și în viața de zi cu zi, zic că se raportează foarte mult la legalitate, în politică nu vezi traseism acolo. Dacă cineva s-a supărat și crede că poate mai mult, poate mai bine, își face de noi partidul lui. Își face partidul lui și dacă reușește să coalizeze lume bună, care n-a mai făcut politică, care n-a mai și poate reprezenta într-adevăr o speranță pentru oameni, are succes și merge înainte. Cum e și Movimentul 5 Stele? Movimentul 5 Stele e un tip de partid gen USR, decât că acolo nu se uită că dacă are vreo competență sau nu, dacă are, mă rog, acolo intră în 5 stele, crede într-adevăr în alternativă și merge mai departe. Deci USR e mult mai mult decât 5 stele, dar, cum a zis, nu trece de la un partid la altul. Când ai ajuns acolo, cât de greu a fost să te adaptezi? Cât de greu este pentru românii care se ducă? Da, nu știu pentru toți. Pentru mine a fost, să zic, am intrat în concediu. Am zis că, uite, am intrat în concediu. Mă rog, eu am venit cu cărțile la mine. Când ai ajuns acolo? Când am ajuns în Italia, da. Și am venit cu cărțile la mine, de italiană, dicționar, mare, deci am venit pregătit. Și în fiecare seară, până noaptea, poate, am învățat și după 6 luni jumate am reușit să prind un post la o casă de avocatură internațională. Un post de, mă rog, funcționar cu atribuții de contabilitate mai mult și ceva secretariat, normal, în lipsa colegii, și am lucrat 8 ani de zile acolo. Dar după 6 luni de zile, după 6 luni jumate, am dat test de italiană și am zis, de când ești în Italia? Zic că, păi, de vreo 6 luni. Da, dar asta înseamnă da. Că vorba ta e plecat cu cărțile la tine. Cu cărțile la mine. Da, că am dat și scris, nu doar vorbit, și iar, mă rog, și acum dat, chiar atunci mergeam spre finalizarea unui master în administrație publică și economie și administrație publică, pe care l-am făcut în urma unei să zic, afirmații sau, mă rog, unei plăcute, mă rog, zicere ale unei gospodine din sat, că m-a oprit și vorbim cu ea și zic că, mă, Ionel, da, bun ai fi tu de primar. Și am zis că, păi, uite că poate are dreptate, dar pentru asta hai să fac repede un master în administrație publică, guvernare modernă și dezvoltare locală, l-am absolvit și
Mă rog, intrat atunci, am terminat când am intrat la, când am prins locul ăsta de muncă în Italia. Când am prins locul de muncă în Italia la cabinetul ăla de avocatură, fiind, știind deja trasele cu avioanele spre Iași, am zis, hai să fac și dreptul, că chiar m-ar ajuta. Cred că, până la urmă, cunoașterea legii și, mă rog, unde să ne raportăm la lege este esențial. Da, mai aveți și alți candidați ca domnul... Avem. Sunt sigur că sunt, i-am cunoscut și eu și mă bucur pentru baza de... Am reușit să coagulăm în echipa noastră destui oameni care au demonstrat în viața, să spun, personală, anterior de a intra în politică, anumite competențe, au anumite realizări profesionale, au o anumită vechime, un anumit standard de viață care putem spune... Poate constitui un exemplu pentru ceilalți. Constitui nu numai un exemplu, dar și un motiv în plus de a fi aleși, pentru că ei nu candidează pentru un anumit salariu. Pentru că foarte mulți dintre noi chiar ne ducem la o leafă mai mică decât avem în momentul de față. Noi chiar dorim să facem lucruri pentru... Era să întreb ce era afară în comandă. Da. E confidențial. Da. E destul de ok raportat cu România, dar... Sonia Zaharia este în meserie comandant de vas, marinar, ca să spun. Dar raportat la riscurile și valorile și competențele necesare și raportat și la nivelul de salarizare a celorlalți din țările, să spun, mai civilizate, nu e chiar foarte mare, dar... Pentru România e bun. Și asta spuneam, noi chiar dorim să facem lucruri pentru comunitate și pentru cetățeni, să ajutăm la dezvoltarea unitară a tuturor localităților, să nu mai existe diferențe, să spunem, unele localități sau unele primării au primit mai mulți bani pentru că sunt de o anumită coloratură politică. De la Consiliul Județean mă refer, sau nu au... Distribuirea cuturilor de folcate, da, să se facă proporțional cu nevoile, pentru că sunt unele sate care și acum visează la apă, la lucruri de bază într-o societate. Nu trebuie, lucrările trebuie făcute din primul an de mandat, din prima zi proiecte elaborate. Nu, spuneam, acum tot județul este un șantier. În campanie electorală. Tot unde mergi, numai inaugurări de podețe, de drumuri, de miroase asfalt. Miroase asfalt. Nu, acum vom vedea și asfaltul ăsta. Faci politică, cale aici unde calci. Da. Acum calci în asfalt. Da. Vom vedea în câteva luni și calitatea acestor lucrări. Că s-ar putea să avem surprize neplăcute din cauza heirupismului ăsta muncitoresc așa pe final de mandat, să avem surpriza ca multe din aceste lucrări să fie trebuiască fie refăcute. E ca atunci când se anunță vizita unui amiral pe un vas, știți? Și da. Să lustrim tot, nu? Cam așa e. Da. Haideți să vorbim un pic despre ceea ce USR-ul prezintă tot timpul, și anume programul acela de a avea localități curate, localități verzi. Când v-am întrebat de ce a intrat de acest intrat în politică, mi-ați răspuns și eu am zâmbit atunci, dar după aceea m-am gândit că poate fi un motiv faptul că vă enervează foarte tare că stați aproape de groapa aceea de gunoi din Piatra Neamț. Și ca să vă spun, nu sunt singurul candidat care locuiește în aceeași zonă. Cine mai locuiește? Andrei Carabelea. A, bine, dar el nu este foarte enervat, că nu mai locuiește asta. Deci nu sunteți enervat. A spus, domnule, eu candidez să schimb lucrurile acolo și peste tot în județ unde sunt asemenea probleme. Și după ce am zâmbit prima dată, după aia m-am gândit, da, poate fi o motivație extraordinară. Și vorbiți-mi un pic, pe minutele care le mai avem din emisiune, despre acest program și acest proiect la nivelul județului și, de ce nu, și la nivelul comunei. Deci pentru a rezolva problema depozitelor ilegale de deșeuri, care
nu se află doar pe raza municipiului Piatra Neamț. Sunt orice comună din județul ăsta. Dacă mergem la o margine de sat, găsim un loc unde se depozitează ilegal. Prin băioaje, prin păduri, pe unde se mai poate. Dar colegii noștri ne-au trimis multe filmulețe și multe locații. Am început să lucrăm la o hartă a depozitelor ilegale. E dureros. Până la urmă, cred că trebuie... Era în discuție aprobarea planului de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Neamț. Sper să... A fost... Așa, mi se pare că a fost aprobat până la urmă. Da, avem. Ok. Deci lucrat, eu zic că lucrat acolo unde se poate interveni la planul de management, pus în aplicare, că eventual sunt sigur că foarte multe prevederi din acel plan au fost făcute bine, dar trebuie lucrat foarte mult la implementare, trebuie lucrat foarte mult la depozitele legale de deșeuri și acolo unde s-au identificat acele depozite ilegale, luate măsuri pentru a se desfința, pentru a reface zona, biotopul de acolo lăsat liber, refăcute habitatele care erau inițial. Deci nu doar acoperit cu niște pământ, că de obicei așa se practică prin comune sau pe unde, se acoperă rapid cu niște pământ, și dar dezastru e de sub și este lăsat. Și dacă vine o viitură, da, imediat se... Deci neapărat lucrat acolo, văzut eventual unde se mai pot amenaja alte, dacă este nevoie de alte depozite. Și v-am zis, urmărit să se respecte condițiile din acordul de mediu, din autorizația de mediu pentru gestionarea respectivelor depozite. La nivelul fiecărei comune, iar ar trebui un plan de management, un plan de acțiune măcar, de gestiune a deșeurilor. Și să trecem și noi la diferențierea asta a deșeurilor, să trecem ușor, ușor, eu zic că și lumea de la țară, eu mă uit la ei, la consătenii mei, eu zic că sunt deschiși la orice, mă rog, dar trebuie să le pui la dispoziție, trebuie să înveți, trebuie să urmărești și să fii implicat. Dacă selectează deșeurile, prețul câștigă. Câștigă. Da. Prețul scade pentru că valorificăm unele deșeuri și prețul scade. Și plus de asta realizăm mediul ăsta curat, realizăm obiectivul ăsta de mediu curat care aduce beneficii, nu? Și până la urmă și protejăm, nu? Și speciile care sunt în zonă, pentru că dacă nu deșeuri, trăiesc sănătos, vorba aia, din deșeuri, provoacă, deci trăim pe acolo printre deșeuri, normal. Autorizația integrată de mediu există și pentru depozitul din Piatra Neamț, cât este ideea de respectare. Cum am zis, trebuie să urmărim, să se implementeze de mediu, cum ar trebui. Controle și obligat operatorul să-și... La Piatra Neamț se poate intra în legalitate în 2 săptămâni. Dacă se dorește. Deci, dacă se dorește. Să luăm aminte. E simplu, nu e mare lucru, dar trebuie să dorească și... Trebuie să dorească și implicare, cum am zis, implicare, să fim dispuși la muncă, să luăm fiecare lucru, să-l vedem. Pe ce poziție sunteți pe buletinul de vot la Tazdar? Eu pe poziția a doua, deci cifra mea norocoasă este cifra 2 și s-a întâmplat să fiu pe poziția 2, așa, și la Consiliul Local la fel. Cred că am înțeles, colegul meu de la Consiliul Județean este pe poziția 4, 2 la pătrat, 4 și deci mergem așa din jocul cifrelor frumoase să avem succes și să putem face lucruri bune pentru oameni. Vom face cu siguranță cu toată echipa care suntem. Dacă mai permiteți, la nivel de județ, cum am zis, neapărat și proiectele astea mari de infrastructură, chiar dacă deocamdată doar ca idee și oarecum pe câteva hârtiuțe, drumul expres până la Bacău și drumul expres la Roman, iar după cum am zis, este un obiectiv mult prea ambițios, dar cred că s-ar mai putea face niște modificări cât se poate de mult adus mai înspre Piatra Neamț, autostrada care vrea să treacă munții. Speră să fie nu și aer. Dar... Deci, eu știu, încă nu s-a început mai nimic. Vedem. Oricum, este necesară, deci insistat și făcut lobby puternic la nivel de politică de vârf în Parlamentul României și din funcția de președinte al Consiliului Județean, făcut lobby ca această lucrare să se realizeze, să ne scoată un pic
la Lumina și să ofere oportunități, să ofere oportunități. După aia neapărat un plan al turismului, un plan județean al turismului, care să cuprindă mult mai multe decât zonele de agrement, care să poată oferi oportunități pentru cei interesați de turismul, de ecoturism, de turismul tradițional, de cel religios, de creat trasee, promovat județul, promovat bogățiile, eventual poate și pe sistem Bucovina, cu, uitați cum... Un sistem îmbunătățit. Îmbunătățit față de că ei au început oarecum, s-au detașat așa de Moldova și vrem să fim Bucovina și uitați să oferim mai mult. Dar eu zic că avem toate cărțile în regulă pentru a fi o zonă... Pentru a atrage cât mai mult turiști, da, și pentru a-i convinge să rămână cât mai mult în județ. Și după cum am zis, neapărat și pe... și pe turismul ăsta, pe ecoturism, pe turismul tradițional, pe agroturism, neapărat ajutat, turismul făcut culinar, un plan de informare, cum, la nivelul localității mele, cel puțin am zis că neapărat trebuie să informez toți agricultorii, crescătorii de animale și să-i ajut în a obține mai mari beneficii și prin subvenții și prin certificatele astea de produs bio și de produs în area naturală protejată. Fânețele noastre sunt cam toate în area naturală protejată și astfel se primesc niște subvenții mai mari pentru protejarea speciilor de păsări și se impun și niște condiții. Deci e mai greu de lucru acolo. E mai așa. Și atunci deci, condițiile alea să se reflecte un pic și în valoarea produsului său. Concluzia este, după această discuție, că e atât de multă treabă în administrația publică locală și trebuie oameni care să vrea să facă și oameni care să vrea să se perfecționeze în a face administrație. Pentru că e o problemă care se confruntă toate administrațiile și când spun toate, inclusiv cea județeană, deși aici hai să spunem că oamenii sunt selectați după anumite criterii, faptul că nu se cunoaște legea administrației publice locale. Și atunci toate primăriile sunt la mâna unor secretari care de exemplu, întârzie să trimită o hârtie la prefectură acum. Ne oprim aici astăzi. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă doresc un weekend plăcut. Oameni buni, aceasta a fost ziua de astăzi cu cafele. Vedem dacă mai intervenim în direct și cu alte lucruri. Cele bune, numai bine!